Gabi Balint a driblat moartea. Fostul internațional a postat joi primul său mesaj pe Facebook după infarctul suferit săptămâna trecută. De vreo 5 zile tot privesc pe fereastra salonului spitalului Funden și mă întreb O fi lăcă sau îngerul meu păzitor? sunt cuvintele emoționante ale lui Balint care a postat o imagine la o fereastră în care Marius Lăcătuș apare pe un panou publicitar montat pe un bloc fostul internațional dă asigurări că este bine acum și le mulțumește medicilor care l-au salvat Gata, a trecut, sunt ca nou. Mulțumesc pentru toate mesajele voastre, mult mai multe decât cele pe care le primesc de ziua mea sau de Crăciun. Mulțumesc că v-ați făcut griji și v-ați rugat pentru mine. Am realizat cât sunt apreciat în țara mea și asta mi-a dat putere, totuși când mi-am citit cv pe anumite platforme online. Balint a fost, a jucat, a câștigat. Brrr, senzația că eram deja plecat cu mingea la picior m-a cuprins. Mă înclin în fața colectivului de medici și asistenți de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Dr. Cece Iliescu. Datorită lor mai pot să hoinăresc și eu prin viață. Nu există cuvinte care să-mi exprime mulțumirea. A mai scris Balint. Balint a fost supus sâmbătă unei intervenții prin care i s-au montat trei stenturi la inimă. În fiecare zi ne intersectăm cu ea în oraș, ambulanța. O privim cum trece în viteză cu girofarurile și sirena pornite, strecurându-se printre mașini. Niciodată nu m-am gândit că într-o bună zi aș putea fi eu cel care are nevoie de ajutor. Rămâneți în mașini, priviți-o de acolo, a concluzionat Balint. În vârstă de 56 de ani, fostul tricolor și-a început cariera la Gloria Bistrița, după care a evoluat la Steaua, cu care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 86 și Supercupa Europei un an mai târziu. A mai jucat în Spania la Real Burgos. A purtat de 34 de ori tricoul tricolor și a marcat 14 goluri. Cariera de antrenor și-a început-o la Naționala României, ca secund. Ulterior a pregătit mai multe echipe de club, precum și selecționata Republicii Moldova. În prezent este analist la o televiziune cu profil sportiv.